Accident grav la Târgu Mureș. Cinci persoane au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit violent. La locul accidentului au intervenit echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Mureș cu două autospeciale de stingere, o specială de descarcerare și trei ambulanțe smurt, precum și două ambulanțe ale serviciului de ambulanță județean Mureș. Conform reprezentanților ISU Mureș, în urma impactului, trei dintre răniți au rămas blocați în mașini, fiind necesară intervenția echipelor de descarcerare pentru extragerea lor. Dintre aceștia, un bărbat și o femeie au suferit răni grave. Toți cei cinci răniți au fost transportați la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz și continuă cercetările.